rezultatele pe care organizația de la Dâj le-a obținut și vă spun felicitări. Revin și vă spun că ar trebui ca delegații la Congres să voteze una dintre moțiuni care ne garantează că astfel de greșeli nu se vor mai repeta. Și dacă avem această, dacă vreți, obligație, sunt și eu sigur că delegații noștri la Congres vor urma o astfel de moțiune. Eu vă spun că ar trebui să ne pregătim de alegeri și nu locale, inclusiv anticipate. Așa cum spunea și domnul Călin, în 95% din localități știm exact care sunt candidații noștri. În discuția pe care am avut-o cu primarii, am hotărât clar că vom susține o moțiune de cenzură și vom face tot ce depinde de noi. Și eu cred că la Dolj, din 7 parlamentari, Freddy și Radu, o să fie 9 voturi pentru moțiunea de cenzură. Cel puțin de la Dolj, dacă fiecare organizație face așa, avem suficient de multe șanse să treacă astfel de moțiune de cenzură. Cred că o să avem alegeri anticipate parlamentare cu locale în același timp. Și vă întreb, ne e frică nouă de alegeri? Nu. Ne e frică nouă de alegeri? Nu. Vă văd așa. Bun. Atunci, mandatul pe care noi îl avem, inclusiv la Comitetul Executiv din seara asta, este că noi vrem alegeri anticipate. Noi ne batem să nu schimbăm regula jocului în timpul jocului, nu pentru că ne e frică, ci pentru că este nedemocratic. Și clar, cei de la PNL trebuie să plece cât mai repede de la putere și să ne întoarcem la popor, să ne spună poporul cine trebuie să guverneze și ce măsuri doresc de aici încolo. Da? Da. Două sau trei lucruri și închei. Ne-am bătut pentru drumul expres din decembrie 2016, după ce am fost aleși în Parlamentul României. Atunci a fost primul lucru pe care, atunci când am vorbit public de acest subiect, în aprilie am ales să fie drum expres, nu autostradă, considerând că se face în 4 ani, nu în 7 ani, cât erau proceduri la autostradă. S-a acționat contractul în 2018 decembrie, aveau termen doar de proiectare până în decembrie 2019, s-au grăbit constructorii și au inaugurat lucrările în 2019 în vară, cu 6 luni de zile mai devreme. Ne-au criticat atunci că am inaugurat o bordură. Bănuiesc că mintea unora, când inaugurez o lucrare, o inaugurez când s-a terminat. Cum spunea și ministrul ăsta, noi construim mâine, astăzi, astăzi, mâine, ce naiba spune el. Deci, am inaugurat cel puțin cele două, unul dintre cele două tronsoane unde s-a finalizat licitația și constructorii pot să lucreze. De ce nu lucrează în acest moment? Este, așa cum spunea și Dragoș și ceilalți, doar pentru faptul că oamenii ăștia se împrumută și totuși nu finanțează investițiile, nu numai din Oltenia, ci din toată România. Nu știm ce fac cu banii, o să explice la un dat cât ce a făcut cu banii, dar ne-am bătut pentru acest drum expres, vrem să fie făcut, nu contează cine guvernează în acest moment, important este ca oltenii, craiovenii să nu fie pedepsiți pentru votul lor și merită și investiții pentru că avem nevoie și să dezvoltăm economia din zona noastră, avem aeroport, avem multe lucruri care ne putem lăuda, dar sigur avem nevoie și de acest drum expres. Aș vrea să mandatăm delegații la Congres, la fel cum vă spuneam mai devreme, să susțină o moțiune care ne garantează o modificare a statutului în care biroul permanent să avem o conducere colegială, să nu mai fie chestiuni în care se încearcă tot felul de majorități noaptea, că ne-am mai trezit cu astfel de situații. Ne-am trezit și cu situația în care noi am ales un președinte sau o președinte care a venit să ne țină ședința de comitet executiv cu punctaj făcut de consultanți. Dacă ai nevoie să scrie cineva ce să vorbești cu noi colegii, înțelegeți și dumneavoastră cum a fost treaba atunci. Deci ne-am dorit o echipă de conducere colectivă în Biroul Permanent Național, ne-am dorit clar un comitet executiv, o structură mai largă, nu numai doar președinții, ci și alți colegi, poate sunt și alții care au ceva de spus în nou comitet executiv și ne-am dorit, bineînțeles, principii de promovare pe meritocrație, cine este serios, sănătos la cap, capabil și cine are și rezultate, sigur că merită să fie în față să ne reprezinte acolo. Dacă mandatăm colegii pentru acest lucru, la fel, sunt mulțumit și liniștit că știm ce să facem la Congres. Mai am o singură întrebare, poate că este una personală. Avem noi nevoie în Dolj de vreo alianță cu Victor Ponta? Nu! N-aud. Vă mai întreb.
Avem nevoie în Dolj de vreo alianță cu Ponta? Nu! Am înțeles ce avem de făcut. Mulțumesc! Succes! Ultimul lucru și pe ordinea de zi, desemnarea celor 69 de delegați. Conform principiului meritocrației de la noi de la Dolj, sunt membrii biroului permanent județean și primarii în ordine de, plus membrii biroului permanent municipal și primarii în ordine descrescătoare a rezultatului de la ultimele alegeri. Vă supun la vot componența aceasta a delegației. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Abțineri, împotrivă, în unanimitate. Supun votului dumneavoastră delegarea sau derogarea competenței către biroul permanent județean. Dacă cineva dintre primari, pentru că încă nu știm data, sau cineva dintre delegați nu o să poată să vină la congres, să putem să-l schimbăm cu următorul care este pe lista la, între primari. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Abțineri, împotrivă, în unanimitate adoptat. Încheiem aici conferința județeană, spunându-vă clar. Pe ei, bă!